asta călduroasă și tare, tare frumoasă. Uite la vele de ursule.
Era cât face să ies în fața la fata asta. Nici nu o văzusem. Nu m-am uitat, nu m-am asigurat. Ceea ce e o mare greșeală, ținând cont că ca șofer de camion ar trebui să... Mă rog, dacă nu spunea Gabi, ieșeam și tăiam fața. Nu știu cine e tipa. Era singură. A, uite aici în față. Dacă dau un pic mai tare, o ajung. Și iar se supără Gabi și zice că dau un noroaie. Una peste alta, am ieșit să ne bucurăm de vremea asta bună și uitați-vă și voi ce culori au copacii ăștia. Zici că-s pictat, zici că-s ireal. Nu știu, e faină rău vremea. Era fain să, uite aici, era fain să fi avut hamacul și să-l fi atârnat între doi copaci. Să-l fi atârnat între doi copaci și să fi stat un pic așa la soare. Era mișto, dar nu m-am gândit să-l iau. Toată vara l-am cărat după mine și nu l-am folosit și acum când aș putea să-l folosesc. Hai să dăm la deal și să ne bucurăm de traseu, că e lung. Ne oprim un pic mai sus, mai în vârf. Apropo, drumul ăsta, uite asta de aici în stânga, coboară și face legătura cu drumul pe care o să vedem de seara. Bineînțeles, dacă o să ne ajungă timpul și dacă nu o să ne întoarcem de la jumătatea traseului. Acum rămân de văzut. A, și ăsta de aici în stânga, ăsta la alt? Ăsta nu știu sigur unde duce. Bănuiesc că duce undeva mai sus, dar rămâne de vizitat în alte zi.
putea să fost gagică sau lui Ștefan. Ăla roșu, nu? Da. Acum la că l-ai activat, la ce mai faci încă o dată? Dacă era bărbat, te saluta. Bă, și voi nu salutați pe mine. Eu salut, dar ea era singură. Aici.